O să-i dau cuvântul acum domnului Cristin Popa, director executiv monitorizare și control la ANCOM. Bună ziua, mulțumesc de invitație și bine ne-am regăsit într-o discuție despre tehnologie. Am o scurtă prezentare pe care vreau să vă share-uiesc. Vorbim despre tehnologie, despre școala online. Nu se poate face nimic fără a avea o infrastructură, fără a avea tehnologie. Accesul la internet este considerat la nivel european unul din factorii importanți de creștere economică conform agendei digitale pentru Europa. Și acest studiu din agenda digitală urmărește ca peste 30 de megabits pe secundă să fie disponibil pentru toți locuitorii europeni. Mai mult, cel puțin 50% dintre aceștia să aibă viteze de internet de peste 100 de megabits pe secundă. Piața de comunicații din România este o piață stabilă, caracterizată de un grad ridicat de maturizare și o concurență sănătoasă între operatori, ceea ce se transpune și în prețurile mici pe care le vedem la operatori și calități ridicate cu care deja noi ne-am obișnuit. România este pe locurile fruntașe în Europa și în lume în ceea ce privește internetul fix, având 5,3 milioane de conexiuni de internet de peste 100 de megabits pe secundă majoritatea. Ne amintim cu toții că în contextul pandemiei București a fost declarat orașul în care era preferabil să fii izolat, să faci telemuncă sau școală online. Statisticile oficiale privind calitatea serviciului de internet fix și mobil în România sunt prezentate de ANCOM prin aplicația Netograph, aplicație în care putem vedea diferențele în timp. Dacă în 2019 România a experimentat viteze medii de download la nivel național de aproape 150 de megabits pe secundă, în fix mergând spre 25 de megabits pe secundă pe internetul mobil, în creștere mult față de anii precedenți. Vitezele medii de download pentru conexiunile de internet fix înregistrate la nivel de județ în 2019 sunt cu mult în creștere, cum vedeți și în prezentare, față de 2017. La fel și internetul mobil, unde viteza medie de download variază în anul 2019 între 11,74 megabits pe secundă și 36,2 megabits pe secundă. Tot un studiu făcut de către ANCOM despre România digitală, infrastructură, internet și performanțe, putem vedea diferențele și între rural și urban. Diferențe care încă există. Avem 64% rată de penetrare. Din ce avem conexiuni, din cele 5,3 milioane de conexiuni la internet fix, 74% sunt conexiuni de cel puțin 100 de megabits pe secundă, ceea ce este îmbucurător pentru noi. Și putem vedea în partea dreaptă diferența unde eram în 2013. Chiar dacă observăm că se păstrează un decalaj între rural și urban, putem vedea foarte clar și diferențele de creștere. Tot timpul creșterea mai mare este în zona rurală, pentru că în zona urbană s-au dezvoltat rețele de internet fix, au ajuns la saturație, în momentul în care se merge și pe zona rurală. Dacă pe internetul fix avem decalaje, noi sperăm ca în anumite zone în care nu avem internet fix să putem suplimenta cu internetul mobil și vedem și aici o creștere destul de mare în ceea ce privește internetul mobil, conexiunile de internet mobil, unde sunt 19,9 milioane, rata de penetrare fiind de 102%, pentru că sunt persoane care utilizează mai multe SIM-uri active și acesta este motivul. Traficul mediu lunar pe locuitor este 3,7 gigabiți, ceea ce este la nivel european un trafic destul de mare. Dacă la partea de tehnologie stăm bine, din păcate, în ceea ce privește digitalizarea, conform raportului DESI,
Se vede foarte clar că suntem la nivel european spre coada clasamentului. Este îmbucurător faptul că în ultima perioadă s-au făcut pași foarte mulți de a mai stopa decalajul de digitalizare cu celelalte state membre a Uniunii Europene, dar mai este mult de făcut și trebuie să avem în vedere și infrastructura, că pe lângă faptul că trebuie păstrată la un nivel, la un standard ridicat, trebuie să și o dezvoltăm, să o și dezvoltăm în continuare. În slide-ul următor putem vedea dinamica numărului de conexiuni la internet fix. La fel, am extras rural versus urban, începând cu 2011. Este anul în care ANCOM a început să ceară statistica pentru diferit între rural și urban. La fel, vedem o creștere oarecum același trend între rural și urban, dar diferența de la an la an vedeți că se diminuează. Ce putem face? Asta este situația la zi. Ce putem face? Acum, de-a lungul timpului și în prezent la fel, susține că trebuie să asigurăm o simplificare a regimului de autorizare pentru rețelele de comunicații electronice, pentru infrastructura de comunicații electronice. Piața noastră este o piață atipică, o piață care s-a dezvoltat în principal la nivel local, după aia la național, multitudinea rețelelor mici dezvoltate de furnizori locali, care apoi au fost partajate. În același timp însă, marii furnizori au înțeles potențialul uriaș și au investit masiv dezvoltând rețele de infrastructură. Eliminarea barierelor de intrare pe piață prin reglementare, simplificarea regimului de autorizare generală și apariția legii infrastructurii care mai reglează spre o piață cât mai deschisă, au făcut ca operatorii să investească destul de mult. Domnul Popa, am o rugăminte din partea colegilor de la Tehnic, dacă se poate să opriți prezentarea și să continuați ok. Fără. Înțeleg că nu se vede bine. A. Okay. Continuați dumneavoastră și ne povestiți ce vedeți acolo. Da, spuneam că ANCOM a făcut pași în relaxarea condițiilor și susține o relaxare, o simplificare mai mare pentru autorizarea rețelelor de comunicații electronice. În plus, după aplicarea legii infrastructurii, am impus tarife pentru accesul pe deasupra, în și sub imobile aflate în proprietatea publică a statului. Am stabilit anumite tarife și condiții tehnice și economice pentru accesul la infrastructura gen Net City și am luat și măsuri pentru a asigura în condiții nediscriminatorii de acces pe proprietatea publică sau privată. Reducerea acestor costuri de dezvoltare a infrastructurii cu siguranță nu va asigura doar un mediu mai bun în zona rurală, dar trebuie să avem în vedere că dacă sunt costuri mari pentru investițiile în infrastructură și nu sunt fezabile economice, acestea nu se vor face până la ultimul utilizator din mediul rural. În plus, ce am mai făcut ANCOM și poate fi un instrument foarte bun pentru școala online și pentru telemuncă, începând de anul trecut am publicat pe o aplicație, pe iSemnal, măsurătorile de telefonie mobilă la nivel național, măsurători care sunt făcute în sistem Drive Test la nivel de gospodărie, pe toate ulițele și în toate satele de peste 10 locuitori. De ce este un instrument util? Pentru că în acest instrument putem selecta operatorul și tehnologia care ne interesează. Dacă vorbim de școala online, selectăm 4G și putem vedea în localitatea respectivă sau în casa în care locuim, în blocul în care suntem, ce operator ne asigură o conexiune mai bună la internetul mobil. Și asta ar trebui să fie o aplicație pe care să se bazeze inclusiv profesorii și elevii atunci când își achiziționează conexiunea de internet
pentru a avea acces la școala online. De curând am pus pe aplicație și măsurătorile pentru roamingul involuntar, pe zona de graniță, acolo unde putem intra în roaming involuntar și putem avea costuri suplimentare pentru conexiune, mai ales la internet și mai ales în granița unde avem țări care nu sunt membre UE. Iar acum suntem în plină campanie de măsurători și pe finalul anului viitor vom veni cu situația la zi. Măsurătorile pe care le puteți vedea acum sunt de anul trecut. Ancum face parte și din grupul de lucru cu conectarea școlilor la internet. Și în acest grup de lucru am susținut simplificarea regimului de autorizare, dar un alt subiect ar fi conștientizarea autorităților locale și a directorilor de școli, ca în momentul în care pot facilita o investiție în comunicații, să o facă fără să primeze costurile pe care acel operator le-ar aduce în bugetul primăriei. Pentru că altfel nu se poate face dezvoltare. Pe de o parte. Pe de altă parte, putem foarte simplu observa dacă 26% din prezentarea colegului dinainte sunt unități de învățământ care nu au conexiune la internet, nu este aceeași situație și din privința rețelelor de internet fix. Acoperirea la nivel național cu internet fix este mult mai mare. Deci sunt anumite unități de învățământ unde au acces la internet, dar nu s-a interesat nimeni și nu au avut făcut un contract pentru aceste servicii. Cam asta în mare ce vreau să vă spun. Trebuie să avem în vedere și faptul că principala infrastructură pentru școala online este internetul fix, pentru că ne asigură capacitatea necesară și dacă suntem într-o comunitate, avem țeava, să spun așa, de care avem nevoie. Pe de altă parte, putem avea în vedere și internetul mobil ca o alternativă la internetul fix pentru școala online. Și aici 4G-ul din ce avem acum în aer sunt foarte puține localități unde încă nu avem servicii de 4G. Sunt 500 de localități unde doar 500 de localități unde nu avem 4G deloc și în jur de 1100 de localități în care avem doar, să zic, nesatisfăcător semnalul ca și nivel de acoperire, ca și arie de acoperire, nivelul de semnal pentru tehnologia 4G, pentru că e tehnologia pe care o avem în vedere pentru streamingul video. Pe viitor, cu implementarea tehnologiei 5G, cu siguranță lucrurile vor sta cu totul altfel. Sperăm ca anul ăsta să demarăm și să finalizăm procedura de licitație pentru benzile care urmează să fie puse la dispoziție operatorilor pentru a dezvolta rețeaua 5G. Sunt benzi neutre tehnologice, motiv pentru care noi avem 5G și astăzi în România. Iar în cadrul licitației avem în vedere și avem discuții și pentru a selecta acele zone albe unde nu avem internet mobil ca să fie pentru a fi date operatorilor ca și condiție obligatorie de acoperire cu rețea cu internet de o anumită viteză. Cam asta în mare am vrut să punctez. Mulțumesc foarte mult. E bine că se fac totuși progrese. Și am reținut ce ne-a spus mai devreme domnul Murguleț, că el nu crede că o să avem licitația pentru tablete gata la 10 septembrie. Acum să vedem. Numai puțin, dacă se poate, doamna. Vă rog. Am zis că nu vor fi tabletele pe băncile școlilor la 10 septembrie gata. Licitația poate fi gata. Corect. Poate fi semnat contractul, dar știm cu toții că există o perioadă de timp necesară până se vor și livra. Iar vis-a-vis de ce spunea colegul Cristin mai devreme, cifrele prezentate de mine sunt clase sau laboratoare, nu școli. Scuze atunci. Nici o problemă. Mulțumesc.